În distribuția de materiale folosite ca suport în comunicare, Antalis ține cont de tot ce înseamnă mediul înconjurător. Materia primă pentru producerea hârtiei provine din surse administrate responsabil. Asta înseamnă că nu tăiem copaci și lăsăm zona defrișată, ci tăiem copaci și plantăm alții în loc. Există plantații de spur. Este un conifer care este crescut special pentru așa ceva și există mașini speciale de plantat, deci se ară pământul, se plantează puietul, deci mașini speciale care plantează puieți și se recoltează la 4-5 ani. Ce ne-ar plăcea să învețe publicul larg este să știe să facă diferența dintre o hârtie, ce înseamnă o hârtie reciclată și o hârtie reciclabilă. Puțin știu că hârtia este reciclabilă în proporție de 100% și este singurul produs reciclabil 100%, iar hârtia reciclată este hârtia care provine din deșeuri de hârtie. O hârtie normală poate fi reciclată de până la 7 ori, iar ceea ce vrem noi să arătăm este că prin achiziția de produse verzi, prin achiziția de produse reciclate, se salvează doar la o tonă. Se salvează 24 de copaci, între 200 și 400 de euro și scad cu 55% emisiile de dioxid de carbon. Pământul și resursele sunt limitate. Există niște studii care spun că în primele 9 luni noi ne-am consumat resursele deja și suntem cumva 3 luni lucrăm pe credit cu pământul. E bine, haideți să încercăm să echilibrăm lucrul ăsta și știm cu toții că instituțiile statului sunt consumatoare de resurse, ca și celelalte companii, suntem consumatoare de resurse. Dacă în cazul companiilor private există niște politici de responsabilitate socială, ar fi bine ca și statul să facă și instituțiile statului să achiziționeze produse ecologice. Poate impunerea unei cantități minime, unui procent minim din achiziții publice ar fi un început pentru aceștia și poate le-am stârni interesul și pe viitor vor cumpăra numai produse reciclate. De ce o instituție, o companie, o persoană fizică ar alege un produs reciclat când acesta este mai scump? Este mai scump doar din punct de vedere al prețului și atât, nu și al resurselor consumate. Resursele consumate sunt cu mult mai mici decât în cazul realizării unui produs, în cazul nostru unei hârtii din pulpă virgină.